deci am neapărat să facem o conferință de presă pentru că am reușit să închidem în sezonul competițional 2012-2013. Pentru cum știți, datorită celor doi ani care avem aici, am reușit să-l închidem cu 3 medalii de aur la 15, 16, 17, o medalie de vicecampion național la 13, o medalie de bronz la 18, unde din păcate copiii noștri au pierdut un singur meci la un fund. Și la 14 am luat locul 4, am îmbunătățit față de anul trecut, când am luat locul 6. Deci, după cum vedeți, la nivel de juniori, clubul nostru își face foarte bine treaba, în special datorită antrenorilor și copiilor pe care i-au selectat. Reușim să fim în toate turneele finale, chiar în cel puțin în semifinal. De asta i-am invitat pe astăzi și, bineînțeles, pe domnul Pintea, care este noul antrenor principal al echipei de senior. O să le dau cuvântul întâi lor, după aceea vă mulțumesc să vedeți cu domnul Pintea și pentru o anumită lămurire, dacă vreți, la final sau pe să mă învățați pe mine. Un sezon foarte lung, care s-a întins din toamnă și s-a terminat abia acum două zile, cu jucători care au jucat și la U15, și la U16, și la U17. Din fericire pentru noi am reușit să câștigăm toate cele trei titluri. N-am fi putut asta fără ajutorul colegului meu și a conducerii care tot timpul m-a susținut și am fost o echipă. Mă bucur foarte mult că am reușit să aducem anul ăsta, cel puțin eu, să aduc două titluri la U15 și la U16 și am îmbunătățit performanțe de anul trecut, unde aceeași echipe au venit pe locul 3. Am reușit să devenim campioni anul ăsta și să sperăm că o să reușim în continuare să ținem ștacheta atât de ridicată și sezonul următor. Sperăm. Multe puncte de vedere. Dacă la începutul campionatului, pe datele date de către Federație, programul meciului era mai bine organizat, pe final, din păcate, s-au schimbat niște date și am ajuns în situația să avem competiții legate 6 săptămâni la rând. Pentru unii jucători care au jucat și la 3 categorii de vârstă, a fost foarte, foarte greu. Mă bucur că am supraviețuit. Fără accidente. Ba, am avut și accidentări destul de grav, am avut accidentări. Și consider că a fost un sezon reușit. Legat de U18, îmi pare rău că n-am reușit să ne păstrăm titlul de campion. Acolo a fost cea mai mare problemă datorită faptului că 4 dintre juniorii U18, tot sezonul s-a pregătit alături de divizia aia, echipa a suferit la capitolul omogenitate la turneul final. Consider că a fost un rezultat bun și acolo. Cu puțin ghinion am pierdut semifinala și s-a întâmplat să luăm cu 3, asta e. La U17 mă bucur, în schimb, faptul că am reușit al treilea titlu de campion consecutiv, a patra finală jucată în 4 ani. Această generație este prima generație a clubului nostru, cu ea am început proiectul Umobitelcu la nivel de junior și mă bucur că au confirmat și anul acesta. Sperăm că la anul să menținem ștacheta sus. Sperăm să dezvoltăm mai mult stil de jucător pentru colegul meu, Bubu Pintea, care sper că eu aș fi folosit. Sfărăturile pentru Mobitel că sună rău pentru celelalte cluburi din țară, din păcate. Tot din fericire. Mai aveți întrebări dintre ei? Dacă s-a remarcat cineva dintre toți juniorii, dacă să menționați un singur nume. Știu că este foarte greu și aproape imposibil, însă dacă puteți să spuneți un... Doar unul. Da. Care s-a remarcat și mai mult la... Omobitel. Sau unul din fiecare... La 18 țin
să felicităm 100 cea pe Dragoste în Rău. La U17 nu pot remarca decât echipa, colectivul, nu vreau să dau nume. La U16 l-aș menționa pe Nando Guti și la U15 pe Ghiță Tim. De ce sunt piloni de bază pentru... La nivel de puncte și creație, la nivel de muncă. Însă rezultatele lor nu pot fi realizate fără ajutorul întregii. Nu putem crea jucători pentru divizia A dacă nu este o competiție continuă la nivel de junior. Valoarea nucleului de jucători scoate în evidență personalitățile mai puternice și caracterele tale. În acest moment de la U18 simțiți că ar putea face față la echipa mare în camin 2 jucători, adevărat? Depinde ce țări este a face față. Nu va putea fi, părerea mea, nu va putea fi niciun jucător cu statutul Silvășan, de exemplu, de asemenea. Dar sunt... Să fie bună ca titular. Eu consider că la început de pregătire toți pleacă cu aceleași șanse, depinde de ei. Ca și din punct de vedere fizic și mental, poate să fie Cutinandă, poate să fie Pogăceam, dar poate să fie Dragoste Mirel, depinde numai mai și de ei. Cât de greu e pentru ei să facă pasul ăsta de la echipa, de la șunilor la echipa mare? Este foarte greu din mai multe puncte de vedere. Exemplu ce s-a întâmplat cu Cutii anul ăsta. Da, cu Cutii... Explic după aceea. Este greu de făcut pasul. De ce? Mulți juniori care promovează senior se descurajează în momentul în care dau de adversari mai puternici. Nu mai ies din tiparul lor de joc pentru care au fost selecționați pentru echipa mare. Nu mai au curaj să joace. În momentul în care se întorc la echipele de juniori, devin pasator șef sau devin doar pentru apărare și atât. Și este greu. Este greu și din prisma faptului că la juniori fazele preliminare, turneelor finale, unde sunt 5 jocuri, sunt foarte, foarte accesibile. Nu putem să remarcăm, nu putem să avem meciuri de calitate. Pot să număr pe degetele la unul câte meciuri bine am în sezonul ăsta la 18 și ceea cred că de răspuns la toate întrebările. Acum, pasul va fi mult mai ușor dacă există o colaborare bună între echipe. Antrenorul de la seniori, antrenorul de la juniori, să lucrăm aceleași aspecte, iar timpul de antrenamente să fie cumva împărțit. Eu așa consider că ar fi ideal pentru ei, ca să facă pasul mult mai repede. În condiția în care trebuie să facă față și la școală. Pentru că aici e o mare problemă, absența de la școală pentru a merge în competiții. E destul de dramatică situația câteodată, dar noroc că avem băieți inteligenți, se descurcă. Ce s-a întâmplat cu Cuti? Da, Cuti, prima parte a sezonului, n-a evoluat niciun merg de la juniori, a fost doar cu seniorii. Nu spun că nu a progresat individual, fizic, a fost ok, dar a uitat să joace. Nu se regăsea pe teren. Bine, era foarte mic. Nu știu din ce motiv a ajuns să se antreneze doar cu juniorii, nici nu mă interesează, însă după o lună de reacomodare a început să domine cam la toate categoriile de vârstă și a revenit plăcerea de a juca. Deci, și mental e greu să faci pasul de la junior, dar este foarte, foarte greu. Mă bucur că nu l-am pierdut și că până la urmă am confirmat valorile în acest moment. Are clubul un psiholog sau ar trebui să aibă un psiholog care se ocupe cu astfel de probleme? Momentan nu avem. Sincer, în vremurile din ziua de astăzi, poate că ar fi necesar nu neapărat un psiholog, ci mai mult un fel de prieten de-al copiilor, într-un fel. Un fost sportiv. Paul Cheteanu știe foarte bine că e vizat din punctul nostru de vedere, mai ales că a terminat și vorba de psihologie. Este și psiholog. Cunoaște toate aspectele ramurii de basket. Eu, când eram copil,
pe vârsta lor m-am trezit cu același lucru și pe partea cealaltă copiii trebuie să înțeleagă un singur lucru. Numai caracterele puternice vor putea face acest pas. Pentru că în rând de senior, dacă atunci când eu eram junior, mă luptam doar cu român, român foarte bun de altfel, Cernate, Murache, mă rog, la Steaua unde eram, acum ei se luptă cu o grămadă de școli, ba din America, ba din Serbia, ba din... Și noi, la nivel de junior, nu cred că putem face față cu aceste școli. Unele au avantajul experienței acumulate de-a lungul anilor, altele au avantajul unui sistem foarte bine creat în jurul echipelor de juniori, astfel încât fiecare minut e calculat, au toate condițiile, noi încercăm de la anul să ne îmbunătățim și să dezvoltăm. De cum vedeți, suntem, am fost primul club în România care a dezvoltat structura de la basket în grădinițe până la senior. Treptat, treptat încep să apară și alte cluburi care îți doresc acest lucru. Încercăm să avem antrenori de cea mai bună calitate și am dovedit pe de-a lungul timpului. Unii au reușit, alții nu. Încercăm să dezvoltăm și antrenorii. Încercăm să facem cer pentru ce suntem constituiți ca și cu băbați. Și pe care de acord să ocupă această diverse funcție? Nu știu. Cu Paul, el știe și de-am și făcut-o public intenția noastră. Noi ne dorim foarte mult să rămână în staff-ul nostru. Poate să-și aleagă el orice poziție dorește. Pentru că e un caracter și un om deosebit. A fost așa de grav accidentarea cam... Practic, din câte știm, era ceva... Din câte, da. Să nu uităm un lucru. Noi că am ieșit campion, orbitrar la 25. Chiar dacă nu era un super talentat jucător, calități individuale fantastice, dar... întotdeauna era un nevoie. Și oricum... Acum în orice nu sunt următor oficial, acum o să vedem împreună cu el cum o să facem, astfel încât să îi facem și pe care oficial.